Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile și toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. De cele mai multe ori, atunci când suntem în familie, când suntem alături de cei dragi, ne așezăm la aceeași masă, mese copioase de cele mai multe ori și în preajma sărbătorilor și nu numai, tindem așa să gătim foarte mult pentru ca mai apoi să aruncăm acea mâncare. Fără a ne gândi însă că sunt copii care nu au ce să mănânce, sunt copii care nu beneficiază de apă potabilă, sunt copii care nu își permit să meargă la școală. Această poveste o vom dezvolta astăzi pentru că LEI din România au reușit să aducă o rază de speranță copiilor din Kenya. Alături de mine astăzi este domnul Florin Ilieș, guvernatorul districtului Lions 124 România, căruia îi mulțumesc că s-a alăturat nouă. Și eu mulțumesc pentru invitație. Și cu ajutorul tehnologiei, pentru că tot o blamăm de multe ori, dar iată că ne ajută foarte mult, este și domnul Rugero Zbara, președintele clubului Lions Brașov Emeritus. Bună ziua, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Pentru început o să vreau, Rosi, dacă se poate din regie, să difuzăm un material cu ce s-a întâmplat în Kenya, parte din ce s-a întâmplat, bineînțeles, pentru ca mai apoi să revenim și să discutăm despre un proiect de suflet. Iată, am văzut și am ascultat împreună câteva dintre momentele care cred că v-au făcut mare plăcere, inclusiv dumneavoastră, pentru că v-am văzut acolo alături de acei copii din Kenya. Da, în primul rând trebuie să mulțumesc clubului Lions Brașov Emeritus și președintelui Rugero Zbara, pentru că ei au fost cu inițiativa și districtul Lions 124 România s-a alăturat acestei inițiative și în luna ianuarie am vizitat și eu această școală pe care o construim în Kenya. Au fost câteva zile extraordinare, am cunoscut oamenii acolo unde trăiesc, am văzut copiii care au nevoie de școală, am stat de vorbă cu părinții acestora. Este o inițiativă extraordinară, este un proiect inedit și nu prea cunosc districte din Europa, probabil că îmi scapă mie, care au avut o asemenea inițiativă de a construi o școală în Kenya. Fundația Internațională a Cluburilor Lions are inițiative și a acordat multe granturi
cluburilor din Kenya să construiască școli pentru copii, să le asigure apa potabilă, dar proiectul nostru, spun eu că este inedit, cu toate că suntem un district tânăr, un district, spun eu, modest și nu prea avem proiecte multinaționale, dar eu zic că cu acest proiect ne mândrim și vrem să-l susținem în continuare. Clubului Lions Brașov Emeritus i s-au alăturat și alte cluburi Lions din districtul nostru și vrem să păstrăm acest proiect, să îl dezvoltăm și să susținem această comunitate. Iată, avem acum în imagini parte din acțiunile pe care le-ați derulat aici. Sigur, acesta este directorul școlii. Bucuria pe care ei o au atunci când în satul Mrima, pentru că vedem în imagini, a ajuns de fapt și apa potabilă, un element pentru noi absolut banal. Nici nu cred că ne-am putea imagina viața fără apă la robinet, însă iată că sunt zone în lume în care acesta este un lux. Cu ajutorul dumneavoastră, a leilor români, iată că acești oameni beneficiază de apă acum. Da, într-adevăr, așa este. A fost o mare bucurie pentru această comunitate și pentru copiii acestei școli că beneficiază de apă. Pot să își prepare acum, spunem noi, în siguranță hrană. Aș vrea să discutăm puțin și cu domnul Ruggero, pentru că căruia îi mulțumim de altfel că este alături de noi astăzi. A story of no's. O poveste a nu-ului, să spunem așa. Acești copii nu au apă, nu au hrană, trăiesc cumva și cu teamă, pentru că este o zonă destul de agresivă, să spunem, sunt multe acte de violență. De ce ați ales tocmai această zonă pentru a merge în sprijinul acestor oameni, domnule Ruggero? Da, bună ziua! Am ales zona respectivă pentru că mi s-a părut totalmente îndepărtată de orice noi consideram zona civilizată. Era o zonă, așa cum spune ei, în buș, adică în câmpie, să zicem așa, în granița cu Tanzania, 10 km de Tanzania. Și, de fapt, când am ajuns acolo, pot să spun și întâmplător, am observat că se țineau niște clase acolo, pe lecție, adică sub copaci, adică nu era absolut nimic, nu era absolut nimic. De asta am zis o poveste de nou, pentru că nu apa, nu mâncare, nu scola, nimic. Și a început tot așa, acum câteva ani, am încercat să treptat, dar poate cel mai important lucru s-a făcut-o anul ăsta, cu apa. Apa care noi am găsit la 120 de metri, din fericire apa potabilă, care pentru noi, cum a spus dumneavoastră înainte, mi se pare un lucru banal, dar de fapt înseamnă viață. Și m-am dat seama și eu cât pot să fie important să ai apa la dispoziție. Ne dăm seama de importanța acestor lucruri atunci când nu le avem. Iar pentru ei apa, până la urmă, înseamnă, ar trebui să însemne și sănătate, igienă, lucruri de care, din păcate, nu beneficiază mulți dintre ei. Dar ați reușit să le aduceți acea rază de speranță, cum spuneam puțin mai devreme. Da, și scopul final al nostru era de a crea o mică comunitate independentă. Când eu zic independentă, vreau să zic independentă din punct de vedere financiar, economic. Adică nu aș dori să depindă tot timpul de noi, ca Lions sau de altcineva, dar să creează o microeconomie în care poți să satisfacă nevoile primare. Apa înseamnă agricultura, apa înseamnă igiena, cum a spus dumneavoastră, înseamnă și
pentru animalele, să fie dată apa și la animalele. De asta, de pe lângă, am cumpărat și 200 de pui de găine, care, repet, poate pare o chestie aios așa, dar asta o să permite să creează un mic economia. Ideea wow. e că să fie... Exact, acum vedem și în imagine. Ideea e că poate să se susține independent de oricine. Practic, nu le puneți, avem noi românii o vorbă, nu le punem peștele pe masă, le-ați dat undița și învățați să pescuiască. Adică învățați, practic, exact. Să se descurce singuri și le puneți la dispoziție toate aceste lucruri. O să te rog, Rosi, să mai lăsăm imaginile să ruleze pe ecran, pentru că e important să vadă și telespectatorii că niște lucruri care sunt pentru noi, din nou, atât de banale, pentru că în fiecare gospodărie, cred că la noi în România, întâlnim pui, găini și așa mai departe, pentru ei cred că este așa un vis. Aici în imagini ce vedem, domnule Ilieș, ce se întâmplă aici? Aici în aceste imagini sunt copiii la școală, au venit și din alte clase să se întâlnească cu noi și îi avem alături de noi pe membrii clubului Lions din Mombasa, care au vizitat școala pe care există noi o colaborare o între lei români și cei de acolo? Da, i-am cunoscut acum. Sunt membrii unui club care funcționează de peste 65 de ani, au aproape 70 de membri. În Mombasa sunt 4 cluburi Lions. Vă dați seama, tinerii și locuitorii, copiii au nevoie de foarte mult sprijin și iată că acolo unde e nevoie există și lei. În imagine sunt membrii clubului Lions din Mombasa împreună cu noi, cei care am vizitat. Aceasta este o activitate comună. Cred că o să vedeți în imaginile următoare și în această localitate prietenii noștri Lions din Mombasa au săpat un puț și le-au asigurat oamenilor de acolo apă. Apa și educația sunt principalele nevoi ale acestor comunități. Ia uitați-vă, această comunitate beneficiază din acea zi când noi eram acolo de apă. Nu pot să descriu în cuvinte ce mare bucurie a fost pentru toată lumea că au văzut că au apă. Asta ați datorită trăit alături de ei acolo. Sigur că da, am participat la activitate Lions comună. O bucurie extraordinară să vă dați seama, să dăm drumul la robinet și să vedem că de acolo curge apă. Pentru ei a fost un lucru extraordinar. Să revin la școala construită, trebuie să vă spun că am întâlnit profesori extraordinari cu foarte multă dedicație pentru meseria lor. Deși condițiile în care ei directorul studiază de școală, nu sunt deloc, sigur că da, acești copii, da, acești copii nu s-au jucat, n-au avut jucării, ei cred că mai mult au dansat și de aceea îi vedeți că sunt de drăguț, ce frumos dansează, sunt foarte prietenoși și familiile lor foarte prietenoase. Ruggero Sbarra este foarte cunoscut în zonă, toată lumea îl cunoaște, îl aplaudă, îl îmbrățișează și trebuie să îi mulțumim pentru că el este cel care petrece foarte mult timp acolo alături de
acești copii și lui se datorează și clubului Lions Emeritus din Brașov construcția acestor săli de clasă pentru copii. Atât vreau să vă mai spun că înainte de a avea aceste săli de clasă, cei 10 copii, 12, învățau sub un copac, pe o bancă și învățătoarea le povestea. Iată bazinul, aveți în imagine și bazinul pentru apă, Ruggero este acolo și el vă mai poate da și alte detalii. Atât vreau să vă mai spun că vom continua acest proiect și dorim să-l dezvoltăm. Domnule Ruggero, spunea domnul Ilieș puțin mai devreme că sunteți acolo în mijlocul acestor oameni de destul de mult timp. Este o comunitate mică. Cum vă primesc oamenii? Cum vă primesc cei de acolo atunci când mergeți la ei? Pot să spun că sunt primite cu mare bucurie. Bucuria care se vede că are origine din sufletul. Reprezint eu ca orice om alb ceva nou, mai ales pentru copiii asta, că nu având la dispoziția internet sau televiziune, omul alb uneori poate și speria, nu s-a văzut vreodată înainte și atunci reprezintă și un element de curiositate în primul moment. Dar pe restul eu tot mereu zic că copiii asta nu au absolut nimic, da? Se vorbea înainte de jucărie, nu știe nici despre ce vorba, dar, cum observați și în filmate, nu există unul care nu are gâmbet pe buze. Adică e o bucurie care uneori eu observând și în jurul meu, vezi că noi un pic l-am pierdut dacă nu avem anumite lucruri care ne pune în societatea, să zic. Copii asta sunt foarte bucuros. Se distrează într-un nimic sau... Nu am văzut niciodată un copil umplat sau nu, asta pot să spun și o bucurie mare, fiecare dată există ceva nou, un bombon, un biscuit reprezintă într-adevăr o bucurie. Noi ce am făcut acolo nu o să schimbăm lumea pentru că nu avem puterea asta, dar începem să o facem cu o comunitate mică. Comunitatea mică asta care încet încet s-au alăturat și alte comunitate din jurul lor. Repet, am început acolo, erau cam 16-17 copii, am ajuns la 61. Momentul în care există o structură, există un loc unde se poate aduna copii asta și se poate învăța ceva, din vorbă în vorbă, cum se spune, începe să vină lumea și din staturile de pe lângă. Adică o comunitate în creștere. Asta e ce pot să spun eu, tot timpul am rugat lumea să vină și să vedă cu ochii lor, decât cu povestitul lor. Pentru că e alta sensată. Asta domnul guvernator Florin, că a trăit cu noi, că a stat cu ei, că a mâncat cu ei, a trăit societatea adevărată. Nu societatea care se poate vedea într-un video sau de la un resort de 5 stele. În calitate de turist, exact. Ați trăit acolo, efectiv, în mijlocul acestei comunități, iar cred că lucrurile se transmit altfel atunci când vedeți cum trăiesc acei oameni, cum dorm, cum mănâncă, ce mănâncă, iar partea aceasta de hrană cred că este destul de deficitară în ceea ce îi privește. Da, eu tocmai asta am punctat și am fost foarte mulțumit din partea vizita domnul guvernator Florin. Vedem acum în imagini și domnule Ilieș că este localitatea în care ați fost, da, în care ați stat și da, vedem cum sunt și locuințele acestor oameni. Totuși este destul de verde, să da, ne povestiți puțin și da, cum ați simțit dumneavoastră această da, experiență. Exact. Nu suntem chiar în localitatea Mrima, suntem în drum dinspre Mrima spre Mombasa. Dar aveți imaginea unor sate,
locuitorii nu au apă, nu au o gospodărie, casele sunt niște improvizații, pot să spun niște barăci, sunt foarte săraci, dar în schimb sunt foarte primitori, sunt entuziaști, politicoși. Eu m-am simțit foarte bine împreună cu ei, am avut câteva zile extraordinare și cu siguranță voi reveni aici în această zonă, la această școală, și atât cât voi putea voi sprijini această comunitate. Oricine dorește să sprijine proiectul nostru în Kenya o poate face și îi invităm să ia legătura cu noi și vom găsi posibilități de colaborare. Iată aici comunitatea, spuneam, care participă la inaugurarea, să spun așa, acelui puț pentru apă. Deci, iată, au fost zile extraordinare, am mâncat alături de ei. Ce ați mâncat, domnule Ilieș? Că suntem curioși să aflăm și noi ce ați mâncat aici în Kenya. Ce să vă spun, am mâncat de toate, n-am mâncat în resort, ci am mâncat în, să le spun, nici nu pot să le spun restaurante, niște barăci improvizate unde ei prepară masa pentru comunitate, sau într-un restaurant social, aș putea să-i spun, unde mâncarea este exagerat de ieftină, unde mănâncă oamenii care câștigă foarte puțin, și vă spun, m-am simțit bine, nu am avut nicio ezitare să mă plimb prin zonă, să îi îmbrățișez, să dansez împreună cu ei. Este o regiune periculoasă, o regiune unde eu nu am se simțit. Întâlnesc poate eu cazuri am simțit, de violență? Da. Explicați-ne puțin și da. De partea aceasta. Eu nu am simțit pericol în această zonă. Dar din ce vă spuneau localnicii, este o zonă periculoasă? Din ceea ce am citit și ceea ce am auzit vorbindu-se, această zonă nu este periculoasă. Nu au avut loc incidente. Probabil că în zona capitalei, în Nairobi sau în apropiere, lucrurile puțin se complică, dar eu tot timpul m-am simțit în siguranță, m-am simțit alături de oameni care trăiesc în comunități sărace, dar sunt foarte primitori. Nu i-am auzit plângându-se, nu i-am auzit cerând ceva. Cumva și... în antiteză cu ce se întâmplă la noi, nu? Nu. Pentru că noi suntem obișnuiți, așa cum spunea puțin mai devreme și domnul Ruggero, suntem obișnuiți cumva să ne plângem de lucruri care până la urmă nici nu au însemnătate atât de mare. Și când vedem astfel de povești, când vedem astfel de situații a unor copii care se bucură la o simplă acadea, și am văzut puțin mai devreme în imagini, cred că ar trebui să privim și noi puțin mai altfel lucrurile și să ne bucurăm de ceea ce avem, de faptul că avem hrană, avem apă și avem sănătate în primul rând, și mai mult decât atât, acces la educație, pentru că educația, sănătatea
merg cumva mână în mână, iar investițiile pe care le facem fiecare dintre noi până la urmă în cei doi piloni importanți ai unei societăți contează extrem de mult. Domnule Ruggero, toate aceste lucruri nu pot fi realizate dacă nu există fonduri, dacă nu există oameni care să sprijine astfel de proiecte. Mă gândesc că la fel a fost și în această situație, în cazul acestui proiect. Ați avut oameni care s-au alăturat și au donat pentru ca această comunitate din Kenya să vadă așa luminița de la capătul tunelului? Da, într-adevăr, cu fondurile a fost un pic complicat, să zicem. E un pic dificil, pentru că se sensibilizează lumea să sprijină un proiect așa departe de noi. Doar mi s-a întâmplat că mi s-a spus că într-un fel nu are niciun rost să încercăm să ajutăm niște persoane care sunt în partea cealaltă a lumei, când avem deja foarte mulți problemi noi, la noi acasă. Și de asta eu mereu am răspuns că exact când vezi un cățeluș pe stradă și îl dai de mâncare, nu te gândești că același mâncare nu trebuie să-l dai pentru că avem și noi alte probleme acasă la noi. Adică noi considerăm că acolo unde e nevoie, să mergem și ajutăm să poate, indiferent de localitate, indiferent de oameni, indiferent de situație. Încercăm să facem micul nostru ce este posibil să fie de ajutor. Avem copii din diferite religii. Avem atât creștini cât musulmani care sunt împreună, nu au nicio problemă între ei, nu facem diferența sau discriminare, sunt în perfect armonie între ei și nu există absolut niciun fel de problemă. Asta vreau să zic că încercăm să ajutăm oamenii indiferent de situația lor, de cultura lor. Cum este și firesc de altfel să nu existe atât de mult mari diferențe, să spunem, din toate aceste puncte de vedere. Lucru pe care în România, spre exemplu, le întâlnim destul de des și cred că domnul Ilieș poate să confirme acest lucru, deși nu ar trebui să existe aceste diferențe nici de religie, așa cum spunea domnul Ruggero, până la urmă nici din multe alte puncte de vedere, dar iată că aceste comunități care sunt mai sărace, care trăiesc într-un alt mediu față de cel cu care suntem noi obișnuiți zi de zi, pun altfel preț pe aceste lucruri. Sigur, organizația noastră, pot să spun, nu are frontiere și frontiere de niciun fel, nici nu acționează doar pe teritoriul României sau pe teritoriile Europei sau ale Americii, ci noi ne dăm mâna și ajutăm acolo unde este nevoie. Sigur că răspundem cu prioritate nevoilor din districtul nostru, din țara în care funcționăm, dar atunci când apar nevoi majore, acționăm și dincolo de hotarele țării. Mă gândesc la evenimentele din Ucraina. Am avut o contribuție majoră districtul nostru și am ajutat foarte mult oamenii și comunitățile aflate în război. Am ajutat oamenii care au avut de suferit după calamitatea din Turcia. Sigur, ori de câte ori îi nevoie, districtul nostru, toate districtele contribuie financiar, material, fac voluntariat, sprijină acele comunități. Acesta este și rolul pe care îl aveți. Este și rolul. Fundația Internațională a Cluburilor Lions, să știți că a sprijinit foarte mult comunitățile din Africa,
Chiar am vizitat o clinică medicală construită de Fundația Internațională Lions în Mombasa, o clinică care oferă servicii medicale populației, screening, tratamente oftalmologice, stomatologice, ORL, am văzut cabinete de medicină internă, am văzut foarte mulți oameni așteptând la rând acolo să fie consultați de medici și să beneficieze de asistență sanitară. Deci fără sprijinul LCIF această clinică n-ar fi existat. Există în Nairobi un centru oftalmologic foarte mare, construit de asemenea cu contribuția LCIF și cu contribuția sponsorilor a unor cluburi din întreaga lume, și acolo este o mare nevoie de asistență medicală și iată că noi am sprijinit. De aceea nu este nicio curiozitate, n-ar trebui să fie să manifeste curiozitate din acest punct de vedere proiectul nostru, pentru că în egală măsură sprijinim și comunitățile din România și comunitățile din afara granițelor țării. Și Africa are nevoie de foarte mult ajutor. În ceea ce privește această școală pe care ați construit-o în Mrima, în Kenya, lucrurile s-au încheiat, mai aveți multe de făcut aici, domnule Ruggero, vă ascultăm. Da, da, ideea e că mai trebuie să dorim să facem ancoclasă, grade 3, cum zicem ei. Noi de fapt avem prime două clase înainte de clasa întâi cum e la noi, de PP1, PP2, cum zicem ei, avem grade 1 and grade 2, adică clasa în clasa a doua. Ideea să facem pe curând și clasa a treia. Asta e proiectul nostru. Și apoi sunt niște lucruri care trebuie terminate, sunt deja în cursul de operă. Și deocamdată clasa a treia și după aceea putem să ne simțim mai liniștiți, să zicem așa. Deci mai aveți puțin până vă încheiați, să spunem, misiunea aici, în Kenya, doar în această localitate unde ați fost acum, pentru că sunt convinsă că este nevoie de sprijinul dumneavoastră și în alte zone din Africa, așa cum spunea și domnul Ilieș puțin mai devreme, pentru că sunt oameni care trebuie să fie ajutați, care au nevoie de sprijinul tuturor până la urmă și nu ar trebui să mai avem această mentalitate de ce să-i ajutăm pe acei oameni când și noi avem săracii noștri. Dar vine întrebarea firească, oare îi ajutăm pe săracii noștri? E o întrebare cu răspuns deschis, să da, spunem. Eu cred că îi ajutăm și i-am ajutat și continuăm să îi ajutăm. Districtul nostru derulează proiecte importante ce vizează principalele domenii de acțiune ale leilor din întreaga lume. Vederea, diabetul, cancerul pediatric, tineretul, mediu, hrana, acestea sunt domenii comune. Pe lângă aceste domenii, prietenii mei Lions din întreaga țară identifică nevoia ale comunităților și sprijină comunitățile și întind o mână de ajutor acolo unde este nevoie. De curând am încheiat o activitate la nivelul districtului, cea de distribuire de hrană pentru copii și pentru persoanele vârstnice. Un proiect, spun eu, foarte important, care se desfășoară
în întreaga țară de câțiva ani, o dată sau de două ori pe an, câteva tone de mâncare este distribuită persoanelor, așa cum spuneam, copiilor și vârstnicilor de către colegii noștri. De asemenea, avem aceste proiecte destinate tinerilor, proiecte foarte importante. Aș vrea doar să amintesc proiectul Tânărul Ambasador Lions, afișe pentru pace, eseuri pentru pace, taberele de vară pentru tineri din întreaga lume, la care se mai adaugă și proiectele specifice cluburilor Leo din întreaga țară, proiecte care sunt derulate de tineri. În felul acesta avem un impact, spun eu, major asupra populației, asupra tuturor categoriilor sociale, începând de la tineri până la oamenii în vârstă. Suntem prezenți și chiar avem ce oferi. Mai avem vreo 4 minute din această emisiune și sunt tare curioasă să vedem ce urmează, care sunt proiectele pe care le aveți în continuare, și îmi îndrept atenția către domnul Ruggero. Ce urmează? Ce proiecte mai aveți în această perioadă, pentru acest an, și dacă poate dintre cei care ne urmăresc își doresc să sprijine parte dintre proiectele pe care le aveți, ce ar trebui să facă? Da, proiectul pe ce primește proiectul pe care am vorbit, asta pentru mine era prezent o prioritate, să pun punct la un percurs care a început acum cât. Și apoi noi ca club vom niște proiectele la nivel așa cum s-a făcut tot timpul, care încă nu avem un plan ceva bine pus la punctă, dar o să-l facem în următorul perioadă. Noi am întors de 10 zile în Kenya și avem organizat un momentul în care o să avem un proiect ce împărtășa de obicei preferam noi. Să nu avem 3 proiecte și după aceea nu se gar niciunul de ei. O un proiect de fiecare dată, dus până la capăt, completat, după ce a pornit cu celălalt. Asta am preferat tot timpul să procedez în felul respectiv. Am înțeles. Vă mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră de astăzi și vă mai așteptăm, vă așteptăm chiar aici în platoul emisiunii noastre, ori de câte ori ajungeți în județul Hunedoara, pentru că sunt convinsă că avem foarte multe de discutat, aveți foarte multe lucruri să ne spuneți cu privire la ceea ce faceți și la proiectele pe care le derulați. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și mult succes vă dorim! Domnule Ilieș, în ultimele minute o să vă adresez dumneavoastră întrebarea, pentru că tehnologia, internetul ne mai face așa uneori figura, ca să spun așa. Ce pot face sau cum pot ajunge înspre dumneavoastră cei care își doresc să sprijine proiectele pe care dumneavoastră le aveți și să contribuie până la urmă la schimbarea lumii, așa, sigur. Puțin. Văd că ați preluat sloganul președintei internaționale Patty Hill din acest an, că împreună schimbăm lumea și, într-adevăr, de unul singur nu putem face mare lucru, ci trebuie să fim mai mulți, să acționăm mai mult. Dacă suntem mai mulți, avem mai multe mâini să servim. Aceasta este filozofia noastră. Cei care doresc să se alăture organizației noastre, pentru că este o organizație deschisă, o pot face contactând cel mai apropiat club Lions din România. Dacă în zona respectivă nu există club Lions sau nu poate fi contactat clubul Lions, atunci Facebook-ul le oferă posibilitatea de a intra în contact cu
cu pagina districtului, districtul Lions 124 România, și acolo pot să transmită un mesaj. Sau, mai sigur, pe pagina web a districtului, district 124 România, acolo avem toate informațiile despre cluburile Lions, avem proiectele districtului, există programul de guvernare pentru acest an, de acolo se pot lua foarte multe informații despre proiectele pe care noi le derulăm. Sigur, acolo se pot face și donații direct pe site și pentru anumite proiecte ale districtului. Dacă vorbim despre acest proiect, școala din Africa, acolo există un link de donații, este descris proiectul și există un link de donații pentru proiect, cei care donează sau celor care donează deja le mulțumesc anticipat. Vorba putem oferi orice informații, sigur că da, 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 dacă traducem sloganul președintei internaționale, unde sunt mulți, puterea crește. Vezi? Și puțin cu puțin se face mult și iată putem să facem lucruri frumoase împreună. Suntem la final de emisiune, dacă mai doriți să adăugați ceva cu privire. Doar să mulțumesc colegilor mei din district, celor care au contribuit pentru acest proiect. Vom discuta despre proiect și la ședința de cabinet care va avea loc la Târgu Mureș și apoi la Convenția Națională aici la Deva. Să-i mulțumesc lui Ruggero și lui Claire pentru că au fost niște gazde extraordinare acolo în Kenya. Ne-am simțit foarte bine. Ei au făcut așa o punte de legătură între România, districtul Lions 124 România și comunitatea de acolo din Kenya. Am deschis o legătură, o punte atât de lungă, dar la fel de importantă pentru noi și pentru toată lumea. Și pe care să o extindeți, acea punte. Și cu siguranță trebuie să o modernizăm. Vă mulțumesc, domnilor, tare mult pentru prezența în emisiune și vă mai aștept să ne mai spuneți care este sau care sunt următorii pași pe care îi veți face și să ne țineți la curent cu toate aceste proiecte pe care le derulați. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Dacă aveți așa în această perioadă o bunătate mai mare, poate, pentru că în preajma sărbătorilor atunci știm, cu toții suntem buni sau mai buni, dar haideți să o facem în fiecare zi, pentru că asta cred că ne-ar hrăni și mai mult sufletul și mintea. Să aveți o după masă frumoasă, rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!